găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Astăzi ne aflăm la Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj, unde vom sta de vorbă cu purtătorul de cuvânt al acestei instituții. Vom vorbi pentru început despre evenimentele care vor avea loc în următoarea perioadă aici, la Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj. Am înțeles că vine o sărbătoare mare aici la Inspectorat. Bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tudor Vladimirescu Gorj, o unitate de elită în cadrul jandarmeriei române. Avem ocazia să stăm de vorbă una printre ultimele emisiuni care se pot realiza cu această fațadă a Inspectoratului, întrucât în perioada următoare, în cursul lunii septembrie, Inspectoratul intră într-un proces de modernizare și reabilitare termică, deci practic va avea pe parcursul unui an calendaristic o altă față. Mă bucur să v-am invitat și să realizăm o emisiune interactivă în care să vă prezint anumite spații din dotarea Inspectoratului, unde colegii mei, jandarmii gorjeni, își desfășoară activitatea, se pregătesc intens, beneficiem de o bază modernă de pregătire, chiar un teren multifuncțional de sport și, într-adevăr, este foarte important. Ziua de mâine reprezintă, este o zi importantă pentru toți jandarmii gorjeni, fie că sunt în activitate, fie că au servit culorile drapelului sub această, la această instituție, întrucât mâine sărbătorim 50 de ani de existență, de la înființarea unității, practic, în municipiul Târgu Jiu, deci, practic, jubileul jandarmeriei gorjene și o jumătate de secol, 50 de ani, de când o unitate din Slatina a fost dislocată prin ordinul Ministrului de Interne în municipiul Târgu Jiu. Nu pe actualul sediu, ulterior a revenit pe actualul sediu, dar chiar în luna septembrie a venit și drapelul de luptă, deci practic unitatea a avut toate coordonatele pentru a-și desfășura activitatea specifică în municipiul Târgu Jiu, implicit în județul Gorj. Și totodată sărbătorim și ziua jandarmeriei rurale, cuprind și am conceput o serie de activități prin care cetățenii o sărbătorim în comunitate, în parcarea centrului comercial din mall din municipiu, tocmai pentru a interacționa în mod direct cu cetățenii și a prezenta o parte din aspectele activității noastre. Ce surprize le veți pregăti celor care vor veni mâine, practic, la evenimentul dumneavoastră? Surprizele sunt numeroase, dar vă pot prezenta câteva. Vor fi ateliere interactive în care vom prezenta o parte din tehnica și materialele din dotare, o parte din tehnica folosită în misiuni de colegii mei, dar și din tehnica auto, materialele specifice de intervenție. Vor fi ateliere de prezentare a instituțiilor militare de învățământ, vor fi prezentați cai, este inedit într-adevăr pentru Târgu Jiu, cai și câinii de serviciu, care vor prezenta și anumite exerciții demonstrative, exerciții demonstrative care vor face practic deliciu tuturor celor participanți. O să fac și precizările de rigoare acolo și prezentarea exercițiului întreg, ca lumea să, participanții să se familiarizeze cu o parte din activitatea specifică nouă. Și vor fi o mulțime de alte surprize, prezentarea muzeului mobil al jandarmeriei române și multe, multe, numeroase alte surprize. O zi pe care, repet, am dorit să o sărbătorim în comunitate, în mijlocul comunității, și o ședință festivă va avea loc, de sunt mai multe activități, se va prezenta o parte din ținutele din perioada interbelică, vom avea echipați, vor interacționa cu oamenii, oamenii vor primi informațiile suplimentare despre activitatea pe care o desfășurăm. Eu sper să fie vremea să țină cu noi și nu numai. Avem toate coordonatele unei zi efervescente și unei zile pe care să o sărbătorim cu bucurie în mijlocul comunității. Astfel de evenimente strâng și viitor jandarm, să spunem așa, oamenii se arată interesați atunci când aveți astfel de evenimente să urmeze o carieră de jandarm. Într-adevăr, chiar în această perioadă, de altfel, se finalizează pe 8 septembrie un stagiu de practică al aproximativ 50 de elevi gorjeni care își desfășoară stagiul de practică în cadrul unității noastre. Aceștia provin din instituțiile de învățământ din județul Gorj, au fost selectați din Jandarmeria Română, sunt în curs de
absolvire a școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani și Fălticeni urmează ca după finalizarea studiilor să fie repartizați într-o unitate din cadrul Jandarmeriei Române, unde își vor desfășura activitatea. Și, într-adevăr, baza de selecție a Jandarmeriei Române o reprezintă tinerii, în special tinerii gorjeni, pentru că sunt un număr foarte mare care vin, ne întreabă despre oferta educațională a instituției noastre, se interesează de condițiile de recrutare, se interesează de absolut toate detaliile, își doresc să devină jandarmi, sunt foarte mulți, la nivel național cred că ne clasăm undeva în lucrurile în top 1-3 și sperăm să continuăm tot la fel baza de selecție pe care noi o desfășurăm prin prezentarea ofertei educaționale în instituțiile de învățământ din județul Gorj, preuniversitare. Tinerii sunt atrași de oferta educațională prezentată și sunt în număr foarte mare, atât fete cât și băieți. Dar pentru a deveni jandarm trebuie să cunoască, sunt anumite criterii, dacă le vor îndeplini, ne bucurăm să-i avem colegi în perioada următoare după absolvirea școlilor și unde sunt repartizați. Cât de greu sau ușor este să fii jandarm? Ușor nu este, dar este frumos, pentru că discutăm de o muncă în echipă. În special la Jandarmeria Română, mereu mi-a plăcut să spun și spun, este o muncă unde alții nu pot, o să rezolvăm noi. Este o muncă continuă în echipă, fie zi, fie noapte. Avem oameni atât în structurile de pază și protecție instituțională, la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Gorj, din județul Gorj, nu numai din municipiul Târgu Jiu. Sunt acei jandarmi pe care îi vedeți la accesul în instituțiile vitale ale statului, dar avem și foarte mulți destinați structurilor de ordine publică. Și nu numai, mai avem și jandarmii montani. Structurile de ordine publică sunt pe care îi vedeți în patrulele de mobile cu mașina patrulând prin oraș, dar și pedestru, atât în mod independent, cât și în cooperare cu alte instituții cu atribuții în domeniu. Mă refer cu poliția și cu alte instituții. Iar jandarmii montani sunt colegii mei special antrenați pentru și care au urmat cursuri de specialitate în domeniul montan la Sinaia și sunt special antrenați în domeniul montan, adică ei intervin pentru salvarea atât a bunurilor cât și a vieții persoanelor. Nenumărate apeluri am transmis către turiștii care ne vizitează și nu sunt în număr mic, tocmai sunt foarte mulți care ne vizitează zona și tocmai să fie, aibă un comportament responsabil în munte, pentru că colegii mei patrulează atât în zonele intens tranzitate de turiști, cât și pentru a preîntâmpina orice problemă referitoare la ordinea publică, pentru a îndruma și cetățenii tocmai să aibă informațiile necesare. Vorbeam mai devreme despre stagiari. Câți dintre cei care trec pe aici, pe la Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj, se arată interesați după aceea să revină? Sunt foarte mulți, atâta timp cât ei sunt pregătiți o parte din aspectele practice ale meseriei de jandarmi. Ei le efectuează în cadrul stagiului de practică, efectuat în cadrul unității noastre, alături de tutori profesionali. Adică tutori profesionali, când folosesc această sintagmă, sunt acei jandarmi cu o vechime care s-au impus prin comportament, prin modul lor de pregătire, sunt special destinați, ei execută tinerii aceștia execută misiuni numai împreună cu tutorii lor desemnați la nivelul unității. De altfel, la finalul stagiului de practică sunt evaluați de către acești tutori cu note care se transmit instituțiilor militare de învățământ de unde aceștia provin. Se transformă, calificativele se transformă în note și le transmitem la școală. Deci se realizează o legătură. Ulterior, majoritatea provin nu numai din mediul rural, sunt și din mediul urban, deci este o echidistanță, deci un echilibru. Dar sunt foarte mulți care se îndreaptă și foarte mulți trebuie parcurs o etapă de selecție. Mă refer la un traseu aplicativ
care trebuie să îndeplinești anumite criterii. Nu oricine poate deveni jandarm. De asta sunt foarte puțini care acced, după desfășurarea probelor, să și urmeze o școală militară de subofițeri sau chiar Academia Militară. Chiar vreau să vă întreb ce condiții ar trebui să îndeplinească cineva pentru a deveni jandarm. Deci, în primul rând, trebuie să aibă o condiție fizică, psihică și medicală foarte bună, să aibă vârsta de 18 ani împlinit, să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Sunt vârsta până la 27 de ani pentru a fi înscris în școlile militare. Și ulterior el va fi specializat pe, în funcție de natură, ori pe domeniul pază și protecție instituțională, ori pe domeniul ordine publică. Sunt anumite criterii pe care, într-adevăr, după parcurgerea etapelor eliminatorii, pentru că vor da o testare psihologică, vor susține un examen medical, vor susține probe fizice și chiar o testare a cunoștințelor din limba română, limbă străină și noțiuni generale legislative. Vedem aici o întreagă colecție de diplome. Spuneți-ne ce aveți aici în această sală, atât de prețioasă. Într-adevăr, ne aflăm în sala de trofee a Inspectoratului de Jandarmi Județean Turnu Vladimirescu Gorj, adică locul unde sunt expuse pentru toți colegii și nu numai și pentru cei care ne vizitează. O parte din trofeele și diplomele obținute la concursurile sportive interne, dar și instituționale, unde colegii mei au obținut diferite clasări pe locuri meritorii. Sunt competiții de tir, sunt competiții de atletism, sunt competiții de fotbal, fotbal, tenis, competiții de traseu aplicativ, adică tehnic militare și nu numai. Se regăsește într-adevăr o mulțime de diplome și medalii, chiar și trofee obținute în decursul timpului pe structura unui element tradițional, zona brâncușiană din județul nostru. Ne onorează, sunt obținute cu eforturi personale și instituționale pentru a participa la acestea, inclusiv la campionate naționale și la nivelul jandarmeriei române, clasări în top. Știu că ați avut și dumneavoastră concursuri inedite aici la inspectorat, organizate de inspectorat. Sunt și vor continua și în perioada următoare. Sunt concursuri inedite care au atras participanți atât din loturile jandarmeriei române, din instituțiile jandarmeriei române, din Oltenia și nu numai, dar inclusiv și alte instituții care au echipe de intervenție specializate și au participat la diferite competiții din acestea de specialitate, atât în zona montană cât și în poligon sunt desfășurate aceste competiții. Practic, abilitățile lor personale și de specialitate sunt puse la încercare, iar în urma acestora baza de diplome și colecții și trofee a inspectoratului este îmbunătățită an de an cu noi și noi trofee. Paraclisul Inspectoratului de Jandarmi Județean Turnu Vladimirescu Gorj are hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, practic patronii spirituale ai jandarmeriei române. Iar inaugurarea acestui loc de închinăciune a avut loc în anul 2014 cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, la care au participat atât veteranii unității, cât și reprezentanții autorităților instituțiilor publice, veterani jandarmi și cadre în activitate. Paraclisul, slujba de sfințire acestui paraclis al unității a fost oficiată de înalt preasfințitul dr. Irineu, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și stareți de la mănăstirile din județul Gorj. La slujbă participând și preotul militar din cadrul jandarmeriei române.
Practic, realizarea paraclisului deservește personal din cadrul Jandarmeriei Gorj și a fost realizată cu implicarea Mitropoliei Olteniei, Protoieriei Târgu Jiu, dar și al Asociației Internaționale a Polițiștilor Regiunea 2 Gorj și a Sindicatului Național al Personalului Contractual, dar și al personalului unității. Se află la etajul 1 din comandament și, dacă observați, este o icoană 3D cu chipul Mântuitorului. Este pictură în negativ de sculptură, realizată după canoanele bizantine de un sculptor gorjean, Alexandru Ilie, un colaborator foarte bun al nostru. Spuneți-ne ce putem vedea aici în această sală de tradiții. Într-adevăr, ne aflăm în sala de tradiție a Inspectoratului de Jandarmerie Județean Tudor Vladimirescu Gorj, iar înființarea acestei săli de tradiții a fost materializată în anul 2008 într-o locație compusă din două camere, concepută să cuprindă aspecte din istoricul jandarmilor gorjeni. Cele două săli, dacă observați, sunt îmbinate prin elemente tradiționale gorjenești, poarta sărutului, coloana fără sfârșit și se finalizează la masa tăcerii, unde astfel încât vizitatorii să intre printr-o poartă, prin această poartă pictată pe zid de delimitare, pășesc pe coloană și îi duce la o masă a trofeelor și a expozițiilor gorjenești, amplasată sub pictura în ulei realizată de un jandar gorjean, actualmente este veteran al unității, cu un temeitorul jandarmeriei române, mă refer la domnitorul Grigore Alexandru Ghica, care semna chiar la 3 aprilie 1850 documentul prin care lua ființă jandarmeria. În prima cameră, în camera în care ne aflăm noi, sunt expuse fotodocumente din amintirile, file de istorie ale jandarmeriei în județul Gorj, din perioada interbelică. Sunt expus un manechin care practic supraveghează galeria comandanților jandarmeriei române, în ținută tradițională. Este perioada în care se află perioada interbelică. Sunt expuse fotografii din ordine circulare și instrucțiune ale vremii respective, documente ale unui jandarm gorjean, care între timp, domnul locotenent în rezervă Roșu, actualmente decedat, cu ordinul, decretul regal prin care îi se înmâna gradul la absolvirea școlii, prin legitimații, prin decretul regal prin care era consfințită căsătoria dânsului cu soția și chiar în partea cealaltă aspecte din, prin fotoexpoziții, aspecte din activitatea internațională a instituției noastre, adică vizite ale delegațiilor străine care ne-au vizitat unitatea și implicarea jandarmeriei române în forța internațională. În FIEP, practic, jandarmeria română face parte. În sala a doua este un fotodocumentar cu eroul nostru, eroul sublocotenent post-mortem George Marchiș Răzvan, un bust al eroului jandarm Marchiș, căzut la Revoluție, la aeroportul internațional Otopeni. Fotodocumente din istoricul unității noastre, vorbim de acești 50 de ani edificați în actualul sediu unde ne aflăm acum, ținute și chiar o parte din gamele, din materialele folosite în decursul timpului, atât de către militari, cât și de către jandarmii gorjeni. Și ținute foarte multe din acea perioadă. Reconstituirea istoriei jandarmilor gorjeni a fost realizată tocmai pentru a prezenta aspecte din trecutul jandarmilor pe aceste meleaguri, dar și din tradițiile acestei comunități. Iar printre documente care atestă prima atestare documentară pe care am putut-o găsi la Arhivele Naționale, în urma unui studiu intens de către colegii mei, prima atestare documentară a domnul capitan Irimia Ion din regimentul Telorman se mută în județul Gorj prin decretul regal din 1894. Deci în 1894 în județul Gorj funcționa un regiment
de companii de gendarmi, gendarmi, așa era denumirea, rural. Deci prima atestare documentară, dacă se poate vedea. În decursul anilor următori, sala de tradiție a unității va continua să fie echipată cu noi materiale și documente, atât prin contribuția colegilor noștri în activitate, cât și celor care au ieșit la pensie, care ne donează, practic, atât documente, cât și materiale care să fie expuse în cadrul acestei săli de tradiții. Sala este intens vizitată de toți cei care ne trec pragul, cu, practic la diferite activități o prezentăm, atât elevilor din instituțiile preuniversitare, cât și invitaților din, din alte unități ale jandarmeriei și cu prilejul altor, acestor activități care se organizează în, la sediul unității, care și-au lăsat impresiile practic de apreciere pentru existența acestei săli de tradiții, care îmbină foarte multe elemente din trecutul atât al nostru, cât și practic se regăsesc și în foarte multe aspecte pe care le vizitează. Chiar a fost vizitată de fratele eroului nostru jandarm gorjean, George Marchiș Răzvan, care a rămas impresionat de faptul că s-a găsit loc și pentru o fotoexpoziție cu fratele lui, și iar unul din copiii lui purta exact numele și prenumele eroului nostru jandarm. Spuneți-ne, în ultima vreme a fost semnalată din ce în ce mai des prezența urșilor aici la noi în județul Gorj. Într-adevăr, prezența animalelor sălbatice, ne referim acum la prezența ursului brun în județul Gorj, într-adevăr, este semnalat în mai multe localități din județul Gorj, atât au fost semnalări în cursul anului trecut, cât și în acest an, în special în zona montană Rânca, Polovra, Gealimpești, Prigoria, Bumbejiu chiar, sunt mai multe localități, le-am enumerat câteva dintre ele, unde s-a semnalizat de către cetățeni prin apel urs 9112 prezența ursului. Recomandarea noastră a jandarmilor gorjeni este orice cetățean să prima măsură și cea mai importantă este anunțarea autorităților pentru a se deplasa la fața locului și a lua măsurile imediate de înlăturare a pericolului, să nu se apropie de animalul sălbatic, să nu-l hrănească sub nicio formă și din contră să se îndepărteze de locul unde este semnalată prezența ursului. Noi, jandarmeria Gorj, la primirea unui apel 112, deplasăm imediat la fața locului echipa de intervenție, care prin mijloace acustice și vizuale se încearcă în primul rând îndepărtarea pericolului, adică prin folosirea, utilizarea acestor mijloace, ursul fuge în zona naturală, înștiințăm autoritățile care au responsabilități în acest domeniu și totodată înștiințăm localnicii din zona unde s-a semnalat din împrejurimi, îndepărtăm curioșii din zonă, îi înștiințăm de existența pericolului, iar ulterior, în funcție de evoluție, se transmite un mesaj roaler de către ISU, în funcție de evoluția situației la fața locului. Primul și cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem celor care semnalează prezența unui animal sălbatic este să îndepărteze și să anunțe autoritățile, pentru că noi, prin echipe specializate, știm să intervenim la fața locului și să luăm măsurile legale de îndepărtare, în primul rând, a animalului sălbatic. În perioada următoare, într-adevăr, se încearcă prin orice mijloace îndepărtarea pericolului din zonele locuite și se semnalizează inclusiv pericol pentru bunurile, mă refer la locuințe. În zona montană Rânca s-au semnalat în ultima perioadă ultimele apeluri în zilele trecute, dar în aceste zile nu s-a mai recepționat apelul urs 9112. Îndepărtarea animalului sălbatic este una din atribuții și jandarmii practic sunt primii care ajung la fața locului și ia primele măsuri de îndepărtare.
Ce alte recomandări mai aveți pentru cetățeni? Chiar pentru turiști în zonele montane, le recomandăm să aibă un telefon încărcat, tocmai pentru a semnala la 112 orice problemă referitoare la ordinea publică, să-și facă grătarul cu respectare a legii picnicului, adică în anumite zone, și să îndepărteze urmele grătarului, să-l facă practic în zonele special destinate, să aibă un echipament adecvat zonei montane și să urmeze traseele marcate în funcție de gradul de dificultate și de potența lor fizică. Iar în caz de pericol, să semnaleze la 112 aceste aspecte. Prin jandarmii montani intervenim în zonele montane, noi și alte instituții cu responsabilități. Avem și jandarmul anului? Într-adevăr, în cursul acestui an, urmare intervenției la un obiectiv din, practic, la judecătoria Mutru, un coleg de-al nostru a fost declarat jandarmul anului. Ne mândrim cu faptul că acesta a intervenit în timpul serviciului, observând un cetățean care se afla în inconștiență, practic căzuse în inconștiență, iar urmarea manevrelor de resuscitare efectuate de către colegul nostru, acesta a reluat semnele vitale și trăiește, chiar i-a adresat mulțumiri în mod direct. Am mers cu cetățeanul și i-a adresat: trăiesc datorită intervenției dumneavoastră. Chiar a fost apreciat modul de intervenție în decursul anilor și trecut și în cursul acestui an, chiar prin o bună colaborare cu lucrătorii ISU, se execută cursuri de prim ajutor de urgență, practic, iar colegii mei din toate structurile unității sunt coordonați, tocmai să fie instruiți să acorde primul ajutor în astfel de situații. Iar colegul nostru, urmare acestei intervenții foarte oportune, acordată imediat cetățeanul respectiv, acesta trăiește și el, urmare, a fost chiar declarat de Inspectoratul General Jandarmeriei Române jandarmul anului. Vă mulțumim. Onoarea anului. Noi vă mulțumim prin prezența dumneavoastră și dorim să asigurăm cetățenii că siguranța dumneavoastră practic constituie prioritatea noastră. Doamnelor, domnilor, sunt Alina Dodenciu, emisiunea Dialog Social a ajuns la final. Rămâneți în continuare cu Accent TV.